Această emisiune se adresează și persoanelor cu deficiențe de auz. Bun găsit, dragi telespectatori, sunt Aura Stoienescu, gazda dumneavoastră la emisiunea Ordinea de Zi. Așa cum v-am obișnuit, aveți un număr de SMS la dispoziție 0766314582. Astăzi avem un subiect într-o localitate, adică vom discuta cu cineva dintr-o localitate. V-am obișnuit să vă plimbăm din studio prin toate localitățile, având invitați din respectivele localități. Mai întâi vreau să vă spun, ca să vă dau un indiciu, să vedem cine ghicește. Astăzi am mers pe cascada Vaidei. Știți de ea? Știți unde e? Nu-i nimic, dacă nu știți, o să vedeți sâmbătă la emisiunea Enciclopedia, pentru că am filmat acolo, am tras aer de munte și de apă care cade așa în franjuri. Dacă n-ați văzut cascada Vaidei, este un spectaculos joc de ape. Și am să vă spun eu, până îmi spuneți dumneavoastră pe SMS, este vorba de localitatea Stănești. L-am invitat astăzi pe domnul Dumitru Apostu, viceprimarul comunei Stănești, în emisiune. Bine ați venit! Să rămână, bine v-am găsit! Domnul viceprimar este și președintele organizației PNL Stănești. Domnul Blideanu Ștefan este primarul localității care ne-a primit ca și dumneavoastră cu brațele deschise, da, adică fără resentimente sau altceva, n-aveți de ce oricum, da, că noi suntem imparțiali. Dar acum ne-am cunoscut mai bine, chiar dacă ne știam așa din vedere, da, și cât de cât din diverse alte întâlniri, apropo de politică și de presă. Da, domnule viceprimar, v-am invitat să ne spuneți ce planuri aveți împreună cu domnul primar, care o să vină, dragi telespectatori, la o emisiune viitoare. Astăzi a avut programul ocupat la ora asta și l-a delegat pe colegul dumnealui de partid și de primărie. Ce planuri aveți pentru acest mandat? Ce să vă spun? Noi, eu și cu primarul, facem o echipă unitară și, în primul rând, vrem să continuăm lucrările începute în mandatul anterior al domnului fostului primar. Și pe lângă aceste lucrări, noi vom avea noi proiecte, noi ambiții pe care le vom duce la sfârșit. Ambiții pe care le-ați trecut în programul electoral, da, și trebuie să vă țineți de cuvânt. Ne ținem. În fața electoratului. Da? Vrem să-l și depășim, da. Să păstrați un prieten din ăla, că la sfârșit de mandat vă chem cu el. Să știți că să analizăm. Îl am în mașină și, da, îl am după mine în fiecare zi. Foarte mai tai bine câte ceva, mai, da, adaug. Pe măsură ce realizați. Da, 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 da. Foarte bine. Așa foarte este bine. Ia să vedem ce planuri aveți. În primul rând, ce lucrări sunt în execuție și după aceea ce planuri aveți? În execuție. Măcar pe anul ăsta, dacă nu, da, pe tot mandatul. Da. Avem în Stănești linia mică, un proiect care este din bugetul local. A început asfaltarea, apa, urmează canalul, nu este dus la, nu e finalizat. Mai avem din totalul linii mici cam 500 de metri până la finalizare cu asfaltul. Am decis, nu era prins în proiect, noi echipa de la Stănești actuală, să facem un drum de legătură între linia mică și linia mare, cele două linii paralele ale satului, fiind foarte necesar la capătul satului, dinspre oraș. Acum lucrăm la scoaterea din asta, din circuitul agricol, din circuitul agricol, da, și să ne apucăm de treabă. Am vorbit cu constructorul, am... Dar cui aparține terenul? Este izlazul nostru, al primăriei. E o parte domeniu public, era un drum acolo și în rest este izlaz. Și vom reuși să facem această lucrare ce ajută foarte mult cetățenii de pe linia mică, venind dinspre Târgu Jiu, nu mai merg până la primărie și ca să ajungă pe linia mare. Perfect, pe când așa intră direct la aeroport
și ajunge fiecare acasă. Asta este una din lucrări. Altă lucrare este depunerea proiectului de asfaltare al drumului DC-143 Bălani, Obreja Bălani, care am înțeles că este, a fost comandată proiectarea, mi se spusese că e aprobată, nu e, trebuie să depunem proiectul, nu e finanțat. Încercăm până la sfârșitul anului să vedem ce putem face și sperăm, fiindcă asta a fost dorința celor din acea zonă, să le facem drumul. Trebuie neapărat să le facem drumul, fiindcă au apă, au canal, dar drumul e foarte rău, e praf, e... Vă dați seama, știți ce înseamnă? Un asfalt înseamnă civilizație. Clar. Dacă... Dar e bine că e pus, e băgată apa și canalizarea ca să nu mai trebuiască după aceea da, să săpați da, un da. Asfalt. Da, e un lucru bine făcut până la ora actuală. Așa, tot în acest proiect, e un proiect mai mare în care avem prins asfaltarea drumului Curpen-Vălari din centrul satului Curpen până în satul Vălari. Avem un proiect pe zona Pârvulești. Asta am notat eu aici, uitați. Pârvulești, da. Vreau să vă întreb, așa. E un sat pierdut așa într-un deal? Nu, e un sat unde e aprobată, e finanțată lucrarea, vom face și acolo asfalt. Am discutat cu constructorul, ar fi ceva probleme, nu era prinse podețele, era prins cumva să se facă șanțurile acolo fiind coasta, așa, îi afectează foarte mult pe cei de la bază și trebuie făcut șanțurile pluviale în așa fel încât să preia totul și să meargă, iar oamenii, unii au podețe mai mari, mai mici, de tot felul, am fost și am discutat, am fost cu un consilier din Vălari, cu domnul Cornel Făcea, am discutat cu fiecare în parte, majoritatea au vrut să facem toate podețele la fel, adică în primul rând să le demolăm pe cele existente, au câte o țeavă, câte o, fiecare după cum posibilități, să facem un șanț turnat de sus până jos, care nu mai poate fi afectat, da. Și atunci fiecare în dreptul lui, cu ajutorul nostru, cu o parte finanțare din partea lor, să vedem ce bani mai avem pentru situații neprevăzute la proiect și vom reuși să facem. Acum constructorul trebuie să vrea să se apuce prima dată de șanțuri, să facă șanțurile betonate, după care să toarne asfaltul. Aș vrea să vă întreb că astăzi, de asta am notat în Pârvuleștiu, am fost cu mulți ani în urmă acolo și m-a impresionat problema apei. Oamenii așa au captat ei niște izvoare, undeva sus satul față de restul comunei, pe dealul la urcarea spre sanatoriu Dobrița. Spre sanatoriu, da. Da, așa, da, pe undeva sanatoriu. Pe la jumătatea dealului și printre ferici pe acolo, urcând eu spre sanatoriu, am văzut la dreapta, Pârvulești. Zic, hopa, mai trăiește lume pe aici, nu pot să cred. Și chiar ne-a chemat cineva atunci acolo să ne arate cum luau dintr-o... Am și acum fotografii, îmi pare rău, uite, nu m-am gândit să le arăt pe post în momentul ăsta. Undeva într-o vale coborau greu de tot și luau dintr-o fântână apă, care nu aveau aducțiune. Iar unii și-au făcut aducțiune proprie din izvoare. Care este situația cu apa acolo acum? Acum au toți apă. De la rețea? Da, de la... Rețeaua asta a lor. Asta deci a lor. A lor, da. Au îmbunătățit-o și au apă toată lumea. Nu mai e problemă cu apa. Da, sunt ceva ani de când am fost și da. Drumul, dacă le rezolvăm... Deci au rețea privată. Da, da. Nu plătesc. Gratuit. Dar în schimb au făcut investiții. Au făcut investiții, trebuie să mai participe, să mai curățe acolo, să mai facă. Dar să știți că eu am fost acolo și e o poziție foarte frumoasă. Extraordinar de frumos. Cablu au acolo? Au. Ce? Au o firmă de cablu care duce semnal până acolo? Cablu. Cablu TV.
Stați că nu, internet. Nu cred că au. Asta ne-am propus noi prin GAL. Da? Ne-am propus, da, am trecut-o, dar noi facem parte din GAL, cu Runcu, cu zonele apropiate. Păi și am să-i salut pe oamenii din Pârpulești, dar îi salut oricum, pentru că oricum o să le transmită cei care ne văd. Da, da. Și da. Salut pe toți oamenii din Stănești, ca să nu se supere, să nu facem discriminări. Ne-am propus să le băgăm cablu prin asta, prin GAL. Nu, au antene fiecare. Da, pe... da, da. Și e mult mai benefic cablu, că e mai... Au și toate internet, programele, au și internet. Da, păi da, mai, totuși, mai bun. Ori fie acolo în vârful dealului, da, da. Trebuie să beneficieze de toate condițiile. Nu știu, e o energie diferită acolo. Am văzut așa... Da. E foarte... Oamenii sunt învățați să se descurce. Păi câtă lume și-a făcut aducțiune de apă. Da. Deci, bă, m-a dus în cap de un izvor să fac aducțiune, să duc da, apă în casă. Și Vălarii. Mai e și, și satul Vălarii. Și Vălarii. Da? Da. Și satul Vălarii, iar la fel, au pe cont propriu aducțiunea cu apă. Au pus odată bani, au mai fost ajutați, sunt sponsorizări. Domnul Pârvulescu, domnul primar dinainte, așa, îmi povestea că totuși s-au obținut și niște s-a obținut sprijin de la Obști, da, pentru rețeaua, da, cu apă. Da, da, la, păi da, e Obștea lor. De asta zic. Deci o parte din bani poți să-i folosească în scopul comunității. Foarte bine. Și Obștea e tot a comunității. Obștea Vălari. Obștea Vălari, Obștea lor, da. Și au ajutat și la pietruit, au băgat foarte Obștea, bine. A făcut foarte multe pentru ei ca... Da, e ca firma lor cum ar veni. Așa este. S-au gândit să-și... Păi până la urmă își creează condiții și pentru Obștea, că doar și Obștea tot acolo bănuiesc care sediu. Acolo, da. Foarte bine. Are sediu, le da. Face drumuri, le dă apă, le aduce lemne. Ce le mai trebuie mai mult? Nici nu te-ai gândit că la 20 de kilometri, cred că nu sunt 20, la 15 kilometri de Târgu Jiu, există o comunitate, două sate, uite, care se autofinanțează și pe lucrările publice, cum ar veni, adică acolo unde ar fi nevoie de lucrări publice, da, ei și le fac singur, da, cu forțe proprii. Dar întrebare, asta am întrebat și... pe domnul primar dinainte, din mandatul anterior, nu se pot găsi soluții? Adică oamenii pot fi supărați, bă, adică la toată comuna faceți și nouă, nu, noi trebuie să ne facem singuri? Se poate. Acum, cum bine e... că dacă au găsit sponsorizare de la Obștea lor, da, dumneavoastră nu trebuie să refuzați o sponsorizare, nu? Normal. Mai ales că intră în domeniul public rețeaua, sau n-a intrat? Nu, e a lor, e privată. E privată și la urmă urmei, vă dați seama, noi dacă am face un proiect și le-am băga o rețea... N-ar lua de apă, apă de la dumneavoastră. Oricum ar fi mai și scumpă. Și să plătesc eu apă de asta când pot să iau, exact, eu degeaba. Exact, e, rețeaua mea. Ar veni satele alea, Vălariu în special, sunt și foarte depopulate. Da? E, da, majoritatea au... Sunt mai bătrâni, au rămas, sunt multe case goale. Au plecat în oraș copiii ca fiecare și ce să zic. Da, mi-ați amintit acum de o comună a Gorjului pe nume Brănești. Da. Tot așa, cu sate pe dealuri și așa. Departe, într-adevăr, de Târgu Jiu, mai aproape de Craiova decât de Târgu Jiu. Vreau să vă spun că am găsit casă de vânzare cu 5 milioane. Era mai scump să bagi curent. Era mai scump să bagi curent. Deci în Brănești, nici 40% din case nu sunt locuite. Deci vă dați seama. Nici 40%. Cadastru e mai mult decât... Cadastru e mai scump decât casa. Mai scump dacă, exact, îl pui pe om ca să-și vândă casa, deci să-și facă uimită. Cadastru, el trebuie să mai aducă bani de acasă ca să poată face cadastru. Da, da, da. Sub prețul ăsta. Am da, fost acolo și am ajutat o bătrânică, mă rog, cu ani în urmă. Nu știu dacă mai trăiește. Povestea cineva că dacă îți moare cineva într-un sat anume... Bădești, dacă nu mă înșel, eu cred că așa se numește satul, sau, mă rog, zona, știu că era satul Bădești, și atunci am aflat de bătrâna aia, deci efectiv țineau cu mâinile de caru, cu mortul, când ploua, că se răsturna prin, nu se băgase niciodată piatră, se răsturna prin
șanțurile alea care se fac pe drumul, pe mijlocul drumului, acolo da, unde nu e pietruit. După ce deci trece apa. Cu ani în urmă, sper că între timp s-a mai rezolvat problema, când noi am mai insistat pe la primărie așa și așa este, am cunoscut-o și pe bătrâna asta, dar acolo chiar vă spun, 5 milioane o casă. Sunt convinsă că aici nu e la fel, dar dacă e depopulat satul, automat nici cerere de apă n-aveți, că ce zice, mai bine da, iau de la rețeaua, așa, lui, iau de la fântână. Fântână cu și dacă nu aveți cerere, de ce să băgați rețea, că nu se justifică. Așa este. Deci trebuie să aveți abonați garantat ca să aprobați o asemenea investiție. Da, și trebuie fonduri pentru, fiindcă... Da, dacă cererea ar fi, ar trebui să fiți egali față de toate satele comunei. Dar dacă da, de acolo oamenii da, nu da. Vor, nu o să le faceți așa rețea este. Cu deasila, nu? Da. Da, problema cu apa e mai acută în zona Curpen, Lixen, Stănești. Așa. Avem un proiect în derulare, care, dar nu e gata. Și avem o conductă veche, nu e apă potabilă. Practic e apă din Șușiță, dumneavoastră ați fost acolo, ați văzut. Da, da. Acea conductă este băgată în zona noastră de când de cei care au preluat apa pentru oraș. Și pe asta s-a mers până acum. Acum e un proiect în derulare, s-a făcut o parte, mai e cam 80, nu, e 80%, 85% e făcut, în rest sperăm până prin septembrie să rezolvăm problema apei, că această conductă, care azi nu putem să-i satisfacem. Și eu astăzi am avut la primărie, la unii nu vine, care pe, mai, pe zonele mai înalt, înalt. Da. Nu ajunge apa și atunci să ceartă între ei pe unul, închide altul, o deschide, trebuie să fim ca poliția între ei. Și de asta zic, acum avem această lucrare, acest proiect. Va fi apă, și dar iar la fel, va fi apă cu bani, va fi, dar măcar omul știe că are apă, are condiții. Corect. Apă și canalizare. Canalizarea, am discutat iarăși cu constructorul, nu s-a pornit chiar cum ar trebui. Bine, depinde și de finanțare, că odată s-a aprobat un fel de finanțări, odată alt fel de finanțări și s-a turnat asfaltul, au prins un proiect de asfalt, a făcut asfaltul, 5 ani n-ai voie să intervii. Acum noi avem proiectul și pentru canalizare pe zona Curpen-Stănești, zona centrală. Dar să vedem cum facem. Da, nu puteți introduce canalizarea pe lateral să nu afectați asfaltul? Da, nu, e fiindcă drumurile nu au fost, distanțele dintre case nu au fost așa de mari ca să poți să permită să mai permită. Fie spațiu. Da, da, da. Dar și uneori chiar și asfaltul e cam îngust. Este, ați văzut. Mai vorbim de la asfalt da, încolo. Da, și nu e... Dar cu... Efort le vom duce la îndeplinire, vom face și canalizarea, vom încerca să rezolvăm toate problemele colectivității. Vrem acum, cum a spus de cascadă, vrem să preluăm drumurile forestiere, să le preia primăria și să mergem să vedem ce măsuri, ce proiecte găsim ca să putem să dăm drumul la turism pe zonă. Ați văzut, avem o zonă foarte frumoasă și e păcat, e păcat. Nu merg oamenii, mai merg, dar pe distanțe mici, fiindcă își dărâmă mașinile. Dacă infrastructura ar fi până sus, garantat ar fi foarte mulți turiști. Ar merge, mai ales că se poate trece direct spre Straja. Și trebuie neapărat să preluăm drumurile forestiere cât mai repede și să vedem ce măsuri sunt proiecte, trebuie să fie. Găsim să implementăm aceste proiecte, să facem treabă.
Neapărat, pentru că zona este extraordinar de Da. frumoasă și cascada și drumul, în drumul spre Straja aveți o stână care se construiește acolo sau e chiar gata, mi se pare. E gata. E gata, nu? Drumul mai trebuie un pic până Așa. la ea, dar ea e Se făcută. ajunge în Pasul Vulcan, de acolo se coboară Straja Vulcan. E istorie Da. frumoasă, aveți ce povesti la oameni, aveți ce arăta. Nu mai spun cât de frumos a fost și la canicula pe care o avem în Târgu Jiu, ce temperatură Da. era în aer și ce aer curat acolo Așa la este. cascadă. Deci, dragii mei, o să vedeți sâmbătă, la vineri, la Enciclopedia, un reportaj făcut la cascada de la Vaidei. Extraordinar de frumos locul și zona și garantat oricine și-ar dori să facă un traseu pe acolo dacă drumul va fi într-adevăr și vreți să-l asfaltați. Da, încercăm. Păi atunci trebuie să-l transformați poate în drum Dacă local, județean, noi îl preluăm, interjudețean, dacă noi, național. da, dacă Păi e noi național îl, că face legătura cu Ardealul. deocamdată nu Un fel de e, transalpină de Stănești, așa, știți? da, asta e. În prima fază o să-l preluăm și va deveni drum comunal. Ca să puteți să și investiți în el, da. Da, și după aceea vedem. Da, al cui acum? Acum este ceva între Silvic și Ministerul Pădurilor. Păi E, Silvicul și Ministerul păi, Pădurilor e același. ocoalele sunt niște. Sunt private? Sunt și private și așa, dar ele nu și-l asumă. E practic Al nimănui, al așa. regiei, cum ar fi. Al Regiei Pădurilor. Regiei pădurilor. Nouă ca oști. Păi și credeți că vor vrea cei de la Este o Silvic? lege Pentru, ale cui sunt pădurile în zona asta? Numai ale ale opștilor? opștilor. Toate. Da. Și în actul constitutiv al opștilor nu exista drumuri la Deloc. atunci și opștea pe râu, pe firul apei. Se învecina opștea Scurpen cu opștea Schela. Acum drumurile ne le-au scăzut din suprafața opștii și au rămas undeva la dispoziția statului. Dar a dat o lege, hotărâre de guvern, prin care primăriile le pot prelua. Deci s-a dat anul trecut. E un lucru foarte bun, Da. că am înțeles pe la Runcu s-au luat și s-a făcut investiții pe ele. Fiindcă, vă dați seama, primăria are cel mai mare interes și acces la fonduri. Nu Clar. sunt atât de limitate precum beneficiarii opștilor. Sau statul. Statul nici atât. Statul trebuie să le dea, că asta este. Și veți face demersurile ca să preluați drumul. Da, asta. Ce lungime are drumul ăsta? Vorbim de drumul care însoțește în amonte Șușița Verde. Da. Pentru cei care nu știu Este exact. peste 20 de kilometri și noi o să-l preluăm. E în teritoriul administrativ al Comunei Sănești. Pe baza legii preluăm și vom face, sigur vom face un proiect de anvergură să putem să ducem până la capăt. Câți kilometri sunt până la Straja? Pe Pe aici? aici, da. Nu știu exact. N-am fost pe parte. Până sus în Pasul Vulcan? Acolo sunt cam 25. Ah, Deci păi nu ar și... fi. Deci nu e diferență mare. Acum nu Nu? știu pe partea asta pe unde a făcut. Noi mergeam pe o altă variantă înainte. De la Straja se mergea pe râul Amaru și se ieșea undeva aproape de ieșirea de la Runcu. Și după aceea veneam pe după munte, cum s-ar spune, spre Straja și era mult mai lung. Dar acum, de la bifurcația celor două pârâie, Amaru și Cartianu,
dacă s-a făcut pe Cartianu și iasă spre drumul romanilor, cel de pe la Schela, cred că e mai mică, mai scurt, mai scurt, mai mică distanța. Da, păi de acolo, din Pasul Vulcan, sunt câțiva kilometri. Da, da, pe partea asta e mult. Noi oculeam tot muntele, practic, da, ieșeam în partea de apus și ne îndreptam spre Răsărit. Da, am înțeles. Pe jos am fost odată cu preotul și cu băiatul meu al mic. A fost pe jos? Da, am fost pe jos de acolo până la Straja și... Și înapoi. Înapoi n-am mai venit, am venit cu o mașină pe partea, da, a fost ceva frumos. Să vă spun cât am mers noi, prima ediție a emisiunii Viața Gojului se numea, de la televiziunea ENSA TV, din prima zi de emisie a televiziunii ENSA TV, în 26 decembrie 2012, a fost reportaj cu Pasul Vulcan. Dar pentru a reuși să filmăm în Pasul Vulcan, am mers întâi până la o stână cu mașina, am mai mers pe jos de ne-au ieșit ochii, după care ne-am dat seama că vine seara și nu avem timp să ajungem și ne-am întors. Da, că este. Mașina săraca n-a putut să meargă mai mult de atât, că era grohotit și pantă. După care, altă dată, ne-am dus la Straja, am lăsat mașina acolo, am urcat cu mașina cât s-a putut, că iar așa drumul, numai cu mașină de teren poți să intri, să faci tot traseul drumul roman. Mă rog, drumul Neamțului până în Pasul Vulcan, că de acolo se vine drumul roman de la Castrul Roman, de la Bumbejiu, și pleacă spre Straja și Vulcan. Sau nu coboară în Vulcan? În Straja, de la Straja unde coboară? În Vulcan? În Vulcan, e singurul drum. Așa, și am venit la Straja, am urcat dincolo de Straja cu mașina, iar așa am înroșit discul de ambreiaj. Da. Stațiunea Vulcan? E și stațiunea Vulcan, da. E mai în amonte de Straja, este și stația. De acolo am mai mers iar așa o grămadă pe jos până când am reușit să ajungem în Pasul Vulcan și vreau să vă spun, vulcanul se vedea jos. Vulcanul. Deci din vulcan am urcat și eram în Pasul Vulcan și vedeam acolo vulcanul și în partea altă Târgu Jiu. Deci eram regii pământului, dar pentru un reportaj să faci două zile de mers pe jos, a fost criminal. De-aia zic, cei din vulcan chiar au un proiect de asfaltare a acestui drum. Gorju a mers până în, la Poiana lui Mihai și nu știu dacă a trecut de ea cu asfaltarea, dar dacă acel drum se va asfalta, o să vedeți ce de turism o să se facă pe acolo. Da, vă dați seama că unii merg pe la Poiana lui Mihai, coboară pe partea cealaltă, pot veni la noi, merg la stână, se va face acolo minune de turism. Da. Mai ales că e și frumos și e și nou. Așa este, da. Deci și chiar aveți șanse foarte mari să dezvoltați turism. Le place să facă, să vadă locuri mai sălbatice, mai altfel decât... Foarte adevărat. Da, e un obiectiv important să reușiți ca acel drum să-l preluați și să-l asfaltați. Un alt proiect pe care l-am și ăsta trebuie să cer ajutor la toți cetățenii din comună să mă sprijine, să ne sprijine. Vă văd acum la televizor, așa, puteți să le cereți ajutor. Este igienizarea comunei. Trebuie să fim conștienți că fiecare avem obligația să ne tăiem iarba, buruienile de la poartă, să ne facem curat, să vopsim pomii, gardul pomii să fie tăiați frumos, să facem. Asta dă dovadă de cât de gospodari putem să fim noi, fiecare cetățean. Noi o să facem în zonele unde e domeniu public, unde sunt probleme deosebite, dar trebuie și ajutor din partea oamenilor. Am făcut deja, am făcut de la Ursați până în Stănești și avem un utilaj care cosește pe laterală. Ne-am apucat târziu, acum era iarba mare, n-a ieșit chiar cum trebuia, dar se vede oricum, e cu totul altfel.
și la anul vom continua din timp, o să fie și la noi frumos, cum vedem și pe la oraș, cum e să-ți placă, să vezi o iarbă verde frumoasă pe la poartă, tunsă, fiecare băncuță aranjată, nu e greu, fiecare poate. Câte un pic așa, măcar avem foarte multe sărbători și înainte de sărbători să ne primenim un pic zona și e foarte bine. Să dăm cuvar pe pietrele da, de la da, rondul da, de flori, da. Să dă, mi-amintesc că făceam asta când eram la mama fată cum ar veni. Da, e un lucru frumos. Deci noi am început, facem, dar o să și cerem, ei conștientizăm, înștiințăm pe fiecare. Puteți să faceți un concurs. Da. Cel mai frumos rond de flori da. Și premiați primăvara la festivalul da, Pastorala Florilor. Da. Am văzut asta la Stoina și o felicit pe doamna primar Ioana Bușă de la Stoina. Efectiv, a făcut un concurs al gospodarilor sau al gospodinelor, nu mai știu, adică că zicea dumneai că femeile sunt cele care au grijă ca totul să fie în regulă. Era un pic feminist așa, a dat premiile numai la femei, dar efectiv s-a făcut concurs și diplome, nu s-au dat bani sau cred. Nu la noi, la Stănești, nu s-au dat diplome, nu s-a făcut nici concurs, dar să vă spun, eu locuiesc pe o uliță și așa. În ce sat? În Curpen. Și acolo, tot femeile da. Au făcut ulița aia, cam zice, era, ziceau ulița Udroi Cireșea, cui ulița florilor. Fiecare și-au pus flori la poartă, inclusiv nevastă mea, da, și au grijă de ele să mai ceartă cu ăștia cu vacile care vin câte unii că nu le lasă libere, dar e frumos, e frumos. Trebuie să ia fiecare exemplu să facă toți. Și va fi frumos. Dacă oamenii văd că și noi încercăm să îngrijim și să facem peste tot, ne vor ajuta și ei. Cu siguranță vom face treabă împreună, trebuie să facem. Suntem la un pas de Târgu Jiu, da. 10 minute cu mașina. E păcat să nu avem frumos. Chiar. E păcat. Și alte dezvoltări ale economiei din comuna dumneavoastră, că frumos, frumos, dar cu burta goală, nu știu cum să vă spun. Ce șanse de dezvoltare economică are comuna? La noi... De acord cu administrația și cu curățenia, nu vreau da, să vă da, contrazic, da, da, aveți da. Dreptate, perfect, glumeam. Da. Dar ce șanse economice sunt în zona? Pe lângă turism, care reprezintă o ramură a economiei și care da. Poate să aducă foarte mulți bani, dacă știți să gestionați bine acest domeniu. Păi la noi ce s-ar putea face? Turismul, creșterea animalelor, care deja agroturismul, sunt... Agroturismul, să vină neamțul da. Să mulgă da. Vaca, da, este, să rânească e, la... Sunt și foarte crași. Multe proiecte, nu mai trebuie tineretul și să pună mâna să le acceseze. E, pe agroturism sunt foarte multe și nu-s greu de înfăptuit. Spuneați că sunteți într-un gal. Da. În galuri se finanțează și afaceri private. Da. În ce stadiu e galul dumneavoastră? Sunt șanse curând să puteți oferi celor privați să acceseze fonduri în acest gal? Da. Am obținut... finanțarea pentru constituire. Deci am trecut de punctul acela în care, știți cum e, plecăm 7 la drum, pe parcurs, unul nu-i convine. Sunteți cu Runcu, da. A, deci da. Chiar eram acolo când v-ați adunat da, la un da, moment da, dat. Da, da, a fost, da. Toate primăriile cu Câlni, cu Runcu, Stănești. Stănești, Urcinești, Godinești, parcă. Da, sunteți multe localități. Așa. Suntem mulți, am făcut... Băleștiu. Și Băleștiu, da, da. Și în funcție de specificul fiecărei comune, ne-am spus fiecare ce vrea să ce ia vrea finanțare. Să facă în zona respectivă. Ne-am consultat că e normal să fie și am ajuns la un numitor comun. Am făcut această listă și
Așteptăm, adică așteptăm, lucrăm să primim finanțare și să putem, ne spunea că, cred, din, de pe la anul, la anul am putea să mergem și pentru privați. Trebuie să atragem și privați să vină, să intre. Acum Galu s-a constituit, este... De aici încolo pot să vină câți oameni doresc să se înscrie în GAL și beneficiază. Haideți să ne spunem ce înseamnă, că poate nu știu. Adică ce presupune înscrierea în GAL? Ce avantaje au? Ce vor câștiga GAL-ul din asta? GAL-ul acesta este un grup de acțiune locală. A te înscrie în GAL ca firmă da, dintr-o comună, ai un mare avantaj. Ai făcut un proiect. Acest proiect va veni pentru finanțare. Aprobarea pentru finanțare nu mai merge la București, per total țară. Acest proiect merge direct la GAL și atunci aprobarea se dă de către GAL. Da? Da. Deci e mult mai adică simplu. Vorbim cu ai noștri Dacilea, adică da, suntem da, atâtea da, comune, da, păi primăria da. Mea... care e membru în GAL, trebuie să mă susțină în fața GAL-ului exact. Ca să obțin finanțarea. Da, e da, foarte da. Bine. Pe când, s-a mutat, cum, practic, puterea de aprobare de proiecte da, de la exemplu, cum era, nivelul cum comunelor. La nivelul județului, că se ajunge la Crăvă. La... Și pe când aici are GAL-ul puterea de a aproba acest proiect și primește finanțarea. Primește finanțarea și o dă celui care are aprobare. Bineînțeles, bineînțeles. Prin simplu fapt că este în membru în GAL. Membru în de-aia GAL. Spuneți-mi că n-am studiat prea mult povestea asta cu galurile. Și să spunem telespectatorilor, ați spus firme private, dar, de exemplu, dacă e cineva, persoană fizică autorizată sau întreprindere individuală, ei pot să intre în GAL? Da, bineînțeles. Sunt persoane juridice. Da, 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 da. De la PFA-urile, tot. Și ONG-uri. Da? Da. Toată, deci tot ce este, dar... Dar să fie din localitățile respective. Să fie din localități și să dezvolte pe activități pe ce se... Zona specifică, pe specificul zonei. Deci pe specificul zonei deci trebuie... Deci dacă la dumneavoastră, să zicem, vine cineva să zică, băi, vreau să fac un solar sau vreau să cresc animale sau vreau să fac o pensiune. Se da, aprobă. Da, da, e aprobă. Noi ne-am luat fiecare, deci per total GAL, am luat anumite activități care pot fi desfășurate în zonele respective. Ca să facă și un profit și să se autosusțină. Exact. Că dacă vrei da. Să faci acum, ceva care sigur n-are viitor, nu știu nu cum aprobă. Să zic, să faci o firmă de IT la Pârvulești... Că nu bine... e nici net acolo, nu da. Cred că e cazul. Mai bine acolo poți să faci o livadă. Faci o hidrocentrală. O livadă de pomi sau nu știu ce. Se eco. Dau, eco, da, se dau foarte... Sau o stână. Sau o stână. Deci sunt faci... foarte multe. Un agroturism. Exact. Să foarte multe. Și numai oamenii trebuie să fie bătăioși, să se lupte. Să primesc și consultanță în cadrul GAL-ului? Pentru că nu primesc, e așa de simplu primesc să consultanță, da, da, primesc. La noi chiar există deschidere destul de apreciabilă pentru cei care vin. Au mai venit câțiva tineri, mai sunt prinși și la constituire au fost de prin comune o întreprindere individuală care, deci eu un tânăr care se ocupă de vaci, are o fermă de vaci, sunt un tânăr. Deci în cadrul fiecărei comune am mers câte un privat, dar acum pot să se înscrie mai mulți. Cam câți? Câți pot ei? Câți or fi? Pot cât să vină poate, toți. Să vină toți. Toți din comună și toți vor beneficia de fonduri. De fondurile, vedeți că fondurile tot spun, fonduri, nu le putem să le accesăm. Oamenii se tem de birocrație, credeți-mă. Și sincer și eu m-am lovit de birocrație la birocrație. Accesarea de fonduri, pentru că în momentul în care am văzut ce presupune cererea de finanțare și câte condiții pune și
când consultantul la care mă gândisem să apelez zice da, dar îmi dai o treime din bani înainte și neeligibil, adică mi-i dai și pe aia toți când zice proiectul. Adică îți dă proiectul ție 6%, dar mai tân tu mie 3% din valoarea proiectului de la tine. Așa e. Și atunci zici, bă, prietene, păi stai așa un pic. Și după ce m-am hotărât să nu lucrez cu el și mi-a venit altcineva și mi-a zis, bă, scrie-ți tu proiectul, măcar să nu pierzi banii ăia, suta de milioane care reprezintă o treime. Da. Că dacă îl pierzi, măcar știi că ai muncit tu și da, așa. Și când am pus pe hârtie, nu-mi ieșea punctajul. De finanțare garantată și ăla îmi spunea că-mi iese. Iese, de da. De ce? Ca să ia suta de milioane. Exact. Gândiți-vă că nu e așa de ușor. Trebuie, ca firmă privată. Trebuie găsiți, sunt consultanți și consultanți. Sunt consultanți. Eu n-am întâlnit decât de ea care cer înainte. Numai primii. Aha, dar mă înscriu în gala la dumneavoastră. Să știți că... Dacă la dumneavoastră nu cer șpagă, vin. Eu am găsit... Mă mut la Stănești. Da, niște consultanți, da, sunt, care cer banii la început și îți spune... Și pe urmă văd ei, zice, păi, și... tu n-ai corespuns, bun. Tu n-ai păi fost eu am făcut consultanța, păi... Nu-i de ajuns. Păi frate, dacă dar îmi spui că e 85% da. Punctajul și eu îl fac și mi-e 71%, atunci ce facem, da? Cum mi-ai garantat tu că iau finanțare din prima? Da, dar sunt și consultanți care nu ia banii decât după ce se aprobă proiectul. Și ia de acolo când din... e finanțarea, direct din finanțare, a făcut contractul. Să-mi face și mie cunoștință cu de-aia. Vă fac. 2 minute mai avem din emisiune, haide să tragem niște concluzii apropo de ce aveți de gând să lucrați. Ce a trecut. Vedeți? Că ziceați că ce vorbim atâta în da. 48 de minute. Iată. Păi sunt multe, mai sunt multe de n-are nimic prezentat. Că mai veniți. Data viitoare mi-a promis domnul primar că veniți împreună. Da, da, da. Păi vine, trebuie să vină și dânsul odată. Neapărat. Singur și după aceea amândoi. Da. Nici o problemă, da, suntem deschiși. Da. Avem emisiune de luni până vineri în fiecare zi de săptămână. Timp este în dumneavoastră să vă faceți timp și să vă facă plăcere să veniți la noi. Deci, continuați cu... drumurile, cu apa, canalul, igienizarea. Igienizarea, vă rugăm frumos oameni din Stănești să fie și pe la porțile dumneavoastră. Să fie frumos. Primăria promite să facă pe domeniul public. Da. Și cu gunoaiele am înțeles că sunt ceva probleme din vechea legislatură. Să sperăm că la dumneavoastră găsiți soluții mai bune ca să-i face trebuie să le să găsim, pună trebuie unde să trebuie. Găsim, da, da, fiindcă... acum cum mergem, nu mergem bine, așa, nu. Eu am văzut toată... Bine anumite asta. Locuri, să nu le generalizăm. Să nu, dar, da, vedeți, cu timpul, și timpul ne ajută, că omul evoluează. Evoluează și nu mai aruncă pe jos, dar trebuie să găsim, să aibă... de gunoi un... aveți? Nu aveți. Avem de gând să punem. Aveți de gând, e bine. Da. Da, bine că nu știu în câte comune sunt coșuri de gunoi sau poate doar în centru civic așa, dar n-ar strica centru, să... Da. N-ar strica. Nu strică, cel puțin în centru civic, în centrele satelor trebuie puse neapărat, că e... În stațiile de autobuz, în da. Alea, în alea, că na. Dacă omul e zice, unul păi și aruncă jos, acasă, trece altul totuși, da, o dacă pune e din coș, eu zic că da, omul va da, pune da, direct da, în da, coș. Da, mai pune, mai pune, da. Așa este. Bun. Păi, eu vă urez succes, domnul viceprimar Dumitru Apostu de la Stănești, a fost invitatul meu astăzi în emisiune. Mult succes în noul mandat, domnule viceprimar. Mulțumesc, mulțumesc și să dea Dumnezeu să fie faceți treabă. Bine, trebuie să facem treabă, că de-aia ne-am angajat acolo în fața oamenilor să și nu vreau să-i dezamăgim. Să nu fie doar promisiuni electorale, nu, vă rog nu, frumos. Nu, când a trecut electoralele, a trecut vedeți toate. Că peste 4 ani vă arăt emisiunea asta. Da, da, da. Tragem concluziile la sfârșit de mandat. Dragi telespectatori, emisiunea Ordinea de zi este la final. Vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!